crescente, mas porém elevado. Desculpe-me desprevenida, mas și să-mi iertați păcatul din păcat.
Când cerul va decide, va deschide nemurirea și când pământul mă va avea în palma lui, să știți că mi-a șoptit plecarea să urc la casa mea, la casa Domnului. Și când cenușa îmi va putea peste copaci, iar îngerii îmi vor cânta ultimul cântec, eu vă las scris că vreau să dorm în câmpul de maci, să mi se piardă sufletul în roșul lor de scântec. Și acum îl invităm pe colegul nostru, domnul Nicolae Bățescu, membru al Consiliului de Cultură și al Muzitorului, cel care de curând a avut o lansare a cărții Să mă ierți primăvară, o carte cu mesaje creștine de asemenea. Poftim! Astăzi îți vorbesc despre cine e voi. În numele Silvia Unii, relativ, este mult, întrebări Domnului. Ce am scris aici și să nu trebuie să citesc. Apariția ei consideră moment necesar. Vole felul ei de aborda acest segment important al artei, cum este literatura, nu că este nou, dar este neordinar. Și nu a fost întâmplătoare. Oare această viață, cum a spus, viață după viață, cred că anume un moment crucial în viața noastră. Și acea putere care o dată Dumnezeu este însăși mărturia care stă pe masa aceasta. Sunteți un suflet de frumos. Și poeziile dumneavoastră, Doamne Cerule. Și prin cărțile remarcate de mari personalități, cum ar fi Claudia Bartoli, Nicolae Dabija, care prefațează, cred, în acest talent deja afirmat cu brio, și la Constanța s-a lansat recent cartea dumnealui Să mă ierți primăvară. Mulțumim, Vasile Căimitrea, directoarea acestei universități de vară a unui scriitorilor de limbă română care a lansat cartea în profita faptului că domnul Nicolae Bălțescu, oricât de mult s-a pregătit cu soția să vină, nu au reușit în virtutea unor impedimente obiective. Oricum a fost cu noi acolo, oricum este aici cu noi, este un domn foarte elegant care știe a aduce o floare oricărei doamne care avansează la numeroase acțiunile noastre și pe lângă aceasta mai este un misionar în fața căruia mă închin, deoarece soția Viorica Roșca acuși are 2 ani de când muncește de zor în calitate de contabilă șefă, la toate instanțele suntem corecți, curați, putem activa, nu suntem luați de controle, suntem impecabili datorită voluntariatului timp de 2 ani, fără niciun leu salariu. Eu mă închin în fața familiei dumneavoastră, datorită treia, deci stăm noi aici, acum. Da, mulțumim tuturor care vin cu inima curată și cu gând, cu vorbă bună și cu faptul bun. Și acum îl invităm pe domnul Gheorghe Colțun, profesor universitar, poet, să ne spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Universitar, doctor habilitat în filologie și membru al unui scriitorilor de Republica Moldova, iar de zilele de ieri, chiar de ieri, sunt și membru al unui scriitorilor de limba română. Bună ziua, onorată asistență, bună ziua, stimată Silvia Urlic, bine ați venit din România, în România. Sunteți acasă și aici, ca și acolo, în nordul României, aici un pic e poate mai cald. Vreau să zic câteva cuvinte, doar profesorii vorbesc de obicei mult, dar astăzi am să vorbesc mai scurt, să mai... Vreau să zic că am avut poate de noroc să-mi cadă în mână doar o carte din cele
16 scrise și am avut mare noroc. Am găsit, am citit doar 3 poezii care mi-au plăcut foarte mult. De ce? Fiindcă ele, dacă doamna Zileonic are o tematică vastă, aici eu am căutat să văd cum tratează problema ars poetică. Fiindcă este o temă la care vine fiecare scriitor, fiecare poet, cu atât mai mult Silvia Bulic a avut un destin foarte tragic, care m-a emoționat foarte puternic. De ce m-a emoționat atât de puternic? Ar zice că și eu am trecut cam prin aceeași situație, prin aceeași viață, după un ictus și după 10 zile de reanimare, am stat cu un picior în lumea aceasta și cu un picior în cealaltă, și atunci Dumnezeu mi-a spus: Gheorghe, ridică-te, ridică-te, cum a spus părintele, și mergi mai departe, adică te mai trăiești pe pământ. Și am început și eu, la vârsta de 49 de ani, să scriu poezie, după ce am ieșit din spital. Și dintre 2000, din anul 2000, când mi-a apărut prima plachetă, Dansul de Adio, am zis adio doamnei celea cu neprastica ei poser, până în prezent am scris 19 cărți. Dumnezeu m-a trecut pe pământ, nu în zădar, și de aceea mă bucur că mi-a dat acest dar și îi mulțumesc și mă întind în fiecare dimineață și fiecare seară prin rugăciune. Și acum vreau să revin la ars poetica, fiindcă e o temă care mă interesează în mod special și chiar cartea care a venit la mine în mână se numește Mor, cuvintele nerostite. Ori aici, autoarea încearcă să-și expună eu-l ei poetic și doar câteva fragmente am să prezint în această poezie, poate nu-i te da. Mor, cuvinte nerostite. Sunt adesea gând, iar gândul mă învelește în cuvânt, sunt un gând ce mă înfășoară în cuvinte nerostite, literele îmi plouă în slovă, slova într-un vers se adună, dar mă apasă presimțirea că în van sunt risipite, mor cuvintele rostite în răgați și în așteptări, și își fac piscuri de zăpadă în tăcerele divine, în imperiul aurul frunții, mă adun în depărtări, mor cuvintele nerostite, deși vor să fie lumine. Uneori simt că sunt un punct de cuvinte nerostite și atunci mă ascund în mine și tac, dar las literele să se croșeteze între ele, dacă dantela place ochiului și sufletului, mă fericesc. Nu este o declarație pompoasă, este o recunoștință a acelui mare har dumnezeiesc, care și doamna Bulic l-a obținut după o destin atât de complicat, și nu în zădar m-am referit la această poezie, fiindcă am și eu în cartea aceasta mea opera poetică, care include 17 cărți scrise de mine, și am selectat cele mai frumoase bucăți literare. Și fiindcă venit vorba astăzi, a fost vorba de Nicolae Dacina, poezia se numește Poezii scrise și pornesc de la un motto care aparține marele nostru carnician poet Nicolae Dacina. Și a scris spre față aici. Da, și a scris spre față la carte.
Zice Acărnicianul, poetul Aida Rioamador, din lanțuri ai putea să te deserci, drept ei țerdindu-ți poezii descrise. Și poezia se numește poezii descrise. În ultimul timp, ceva greu îmi închide gura sufletului. Sunt parcă pietrele pe care Sizif le sapă, fără să vrea, le scapă, fără să vrea din vârful muntelui. Cineva mi-a luat graiul ca unui surd domnul. Sunt cuvintele pe care le țin la închisoare, neavând timp să le ascult, păsul durut. Desire când, Doamne, cugetul spre cuvinte, cu cheia divinului tău, sărut. Cuvintele îmi sunt tăcute, în rugi ce spute la altar. Doamne Ulrich, Dumnezeu nu în zădar v-a pus pe picioare, v-a dat atâta energie, că la dacă nu ne-ați fi spus vârsta, le dea doar vreo 33 de ani. Dințătlii, cum spune Republica Moldova. Arătați foarte bine, scrieți și mai bine și să dea Domnul ca aceste volume să se înmulțească, să se înzecească. Maca. Și atunci, noi vom veni acolo, acasă la dumneavoastră, să vă vedem din plin și din toată inima și sufletul pentru această mare activitate literară pe care o depuneți. No, am adus două cărți. Sapiez, da, domnul Nicolae este extraordinar de galant, nu este lansare de carte, ca dumneavoastră să nu ne aducă doamnelor frumoase flori. Este ceea ce, practic, nu face nimeni în afară de ea, regele noastră. Mulțumim mult, doamnă, pentru că o harnică și o bună poetesă. Vreau să vă spun, să fac un moment introductiv. Sunt singurul fericitul român basarabean care am avut onoarea să particip la desfășurarea Marșului Național Avramian în Munții Apuseița Moților și iată acolo am inițiat cu 2 ani în urmă o procedură primară de înfrățire la pământului din Basarabia cu pământul din dreapta pătului din patria mamă și am înfăptuit împreună cu cei prezenți la diferite locuri, diferite localități din parcursul domnului, am înfăptuit urmărea spirituală, Basarabia cu România. O să luați tot ce am și o să ratificați și pământul de Maramuri și neapărat. Răstorneam aici, nu-i răstorneam și luați paharul cu pământ înfrățit, deși am fost părtaș ambii la Unirea Spirituală a Basarabiei din România. A venit Sfântul Sfereșit din ea, Doamnele orată, vântă la rogând, că suntem creștini și nu suntem bătâni, să cestim eroii, dați noștri buni. Că e deșteptarea prin națiuni, noi vor și frate, nu-i timpie pierdut, și păzind împreună s-o luăm de la început, Doamne de orază, rândă la român, căci suntem creștini și nu suntem păgâni, să cestim eroii, dați noștri buni, că e deșteptarea prin națiuni. Credință și munii pentru ea, Doamne de orază, vântă la români, căci suntem creștini și nu suntem păcâni, să cestim eroii, dați-ne ce buni, că e deșteptarea prin națiuni. Ce frumos, dragă, la cea dragă, și-a dat fiindcă are privor, doar pe mică din străin și are casa norecinta, la casă, Doamne, Basarabia.
sărbătim. Țară, mamă, vreau să vin acasă, dar mă zic mărășmașe doctor, ca să uit de mama tată, să nu mai văd niciodată, palatață, Doamne, Vascalia. Când viața am primit de la Dumnezeire, știam că sunt român în România mea. Am eu curs peste a mea trezire, dar corp cu ciocuri negri se întâia din ea. Când primii pași m-au dus spre școala vieții, știam că România este casa noastră, dar unii fură zorii dimineții și îi săvește pentru ei în clasă. Când fiului i-am pus în mână cartea, știam că doar aici își va voie un drum. Vă cer acum, lăsați-i libertatea, nu îi prefaceți vizele în scrum. Când mi-am clădit o casă și un nume, știam că România este viitorul. Vă cer, lăsați-mi țara și alege lume, nu îi striviți onoarea, nu rupeți tricolorul. Acum, când în privit am frunze ofilite și nu știu câte ramuri în palme mai rămân, vă cer, nu vă ascundeți în searbă de cuvinte și vă mai cer, lăsați-mă să fiu român. Bravo! Poetul și jurnalistul de la București, Tudor Gheorghe Calotescu, membru Comisiei de Cooptare, devenind după aceea. Mă bucur să fiu aici într-o activă chiar. Îmi pare rău că nu pot să rămân. Cum îmi pare rău că am pus acest chiar acolo și jumătate, pentru că nu a depins de mine. A fost un eveniment agricol, pentru că eu sunt jurnalist pe partea țară asta de agricultură, acolo unde oamenii destul de oajbuci fac, că ne-a putut toată lumea. Chiar am putut toată lumea, pentru că și România și Republica Moldova exportă în foarte multe părți ceea ce produc. Poezia, o să vă spun doar câteva cuvinte. Poezia este atunci când este, de fapt, acest lucru nu poate fi contestat de nimeni. Nimeni nu poate să scrie o poezie despre țară. Nu pot să vorbesc și până la urmă, vorbesc destul de tare ca să vă o să vă pictez doar o singură poezie și o să tund frumos. Pe păcate, nu am ochelari la mine, așa că Chiar și pe ultima pe care asta mă reprezintă foarte bine această poezie și îți mulțumesc că îmi scap de treaba asta. Este o onoare pentru mine să citesc și creațiile protagoniste Silvia Urlich și ale tale. În oglindă văd un nebun liniștit. Abia îmbrăcat în cămașa de forță, între pereții capitonați și mobilierul fără colțuri, nici o fereastră spre iad, pedeapsă pentru toate visele, un coșmar ofician. De fiecare dată același până la acceptarea ca ideal. Demersul acesta insipit, cu false ari de înger, capele Sixtine și papi franciscani, mii de biserici cu mii de Dumnezei, printre toate alegerile niciun liber arbitru de spânzurat, nici de limbă, nici de gând, doar posibilitatea de a mă retrage în pământ rădăcină, să caut lumina ca o frunză nespusă, sihastru în propria mea carcasă, clădesc cu avânt revoluționar paradis după paradis, cu inima deschisă fiecarei prăbușiri din înalt, sunt alienatul care dansează cu stelele vals. Sunt mortul de peste zi care răsuflă ușurat între două respirații de lună, atunci când se întoarce fericit din groapa comună pentru încă un vis. Tudor Gheorghe Calotescu, un nebun cu cămașă de forță. Tuturor
Și în chinăciune în fața acestei doamne, aș zice eu, dacă îmi permiteți, pot să vă spun și soră, Silvia, vreau să vă aduc la cunoștință că eu deja despre dumneavoastră am multe informații, desigur, informații pozitive. Din la doamna Diana am auzit multe cuvinte frumoase, cuvinte într-adevăr înălțătoare, aș zice eu, și însăși dumneavoastră, prin creația care o scoace, care o scris, vă apropiați foarte aproape de Dumnezeu. Nu s-a dat să spune că persoanele care scriu cu tentă religioasă, au o putere divină, sunteți ocrotită de bunul Dumnezeu, doamna Silvia. Domnul Slavă în față și pe viitor. Eu vin în dar cu o carte, nu este o carte obișnuită, este capodopera marelui poet creștin român Vasile Militaru, despre care s-a vorbit părintele au vorbit cuvinte prea mari despre mine, dar toate laudele, tot ce a făcut Militaru, aceasta este ceva sfânt care Dumnezeu, va scrie Militaru merită aceste închinăciuni și laude de bine, de tot ce a făcut, fiindcă cred eu că și Militaru, ca și toate persoanele, ca și toți poieții care îl cântă pe Dumnezeu, sunt deja copiii Domnului. Nicăteri ce vârstă avem, noi suntem niște copii ai Domnului. De cuvântul Domnului, prin creație artistică, da, ea este. Eu întotdeauna menționez Sfânta Scriptură, este Cartea Sfântă. Nu trebuie să confundăm două lucruri. Aceasta este creația artistică, încă o dată repet, cu profund conținut religios. Eu vă dăruiesc că vin în dar cu această lucrare divină, un zadar se numește Divina Zidire, pentru doamna Silvia. Și vă doresc și în viitor să scriți foarte bine din versurile care le-am ascultat. Și la camera, să aveți seama. Din ceea ce am reușit eu să citesc din poezia distinței doamne, am tras o concluzie simplă și clară, că una ei este femeie. Ca o femeie care se respectă, orice femeie știe să facă și lucruri aparent mici, adică să mătore prin casă, să facă mâncare, dar și lucruri esențiale, să facă copii și să păstreze nestinsă dragostea în vatra căminului familial. Dacă raportăm cele spuse până aici la poezia acestei distinse doamne, aș vrea să fac următoarea paralelă. În poezia ei, ce este mai valoros, văd eu această infuzie, uneori această saturație de metaforă. În lucrurile care ziceam și eu, pe care femeia le face ca să fie frumos, adică să fie în familie, sunt aceste poezii în formă de prătuț, în formă de, nu știu eu, adică niște lucruri care pe mine întotdeauna m-au lăsat
rece, fiindcă o poezie scrisă în formă de, chiar dacă e scrisă în formă de catedrală a Maicii Domnului, eu trebuie să citesc de două ori ca să depășesc forma, ca să ajung după asta la conținut. Cred că calea adevărului este avansarea în gând și metaforă. Apropierea mea cu Silvia prin această carte, care m-a ajutat să evit operația și să merg pe topuri înalte și să lansez ore până acum și nu mai am nimic. Afacere. Nu câștigam cine știe ce, dar ne descurcam. Fratele meu crescuse și a început să mă ajute din ce în ce mai mult la provizionare. Îi cumpăraseră părinții mașina, era o Dacia Berlina roșie. Plecam cu el pe ascuns la București după marfă. Mama era tot timpul împotriva colaborării noastre. Ajunsese până acolo încât i-a interzis să mai vină pe la mine de acasă. Iar în ceea ce privește mica mea afacere, nici nu se punea în discuție. Uite ce-i tata, să nu cumva să te aud că îmi place cum vreau afacere. Termină cu prostiile tale. Dacă tu ești nebună și handicapată, vrei să nu nebunești și te dorim? Mamă, dar vom fi proprii noștri stăpâni. Vom câștiga niște bani cinstit. De ce te împotrivești? Nu vreau să-l pui la treabă. E de copilul meu, nu al tău. Folosește copilul tău, nu pe al meu. Dar mamă, eu nu mă folosesc de dorim. Ce câștigăm împărțim, frățește, în mod egal. El nu are nevoie de bani tăi, să nu le obosești. Îi dau eu bani cât are el nevoie. Dar noi lăsăm să facem afacere adevărată, să facem producție. Producție? Voi ați înnebunit? De fapt, tu ești nebună. De ce nu nebunești pe eu? Să nu te mai prind, că-ți scot muci pe aici la mine, că-i interzic să mai calce pe la tine. Mamă, dar are și el un cuvânt de spus? Are pe dracu. Eu sunt mama lui, eu cutăresc pentru el. Mama, dar eu chiar nu am nimic de spus? Cuvântul meu nu contează. Vreau să fac afaceri cu Acuța. Iar tu nu o să te baci. Spuse Dorin. Ba, o să mă bag. Altfel te dezmoșenesc și pe tine. Nu te duci la nicio soră, o să te mâncească. Și o să fie o mare de atâta muncă. Tu trebuie să te odihnești. Abia ai terminat armata. Mama, dar este sora mea mai mare. M-a crescut. A fost alături de mine la grădiniță, la școală, la liceu. M-a ajutat să fac școala profesională de bucătar ospătar. M-a ajutat la armată. Cum să mă ajut? Nu, mama, eu merg să o ajut. Ba, nu te duci. Dacă te aflu, te dau afară din casa mea. Să mergi, să stai îngrămăriți la sofa. Hai, mama, știu că ești bună și că mă iubești. Lasă-mă puțin, odată și gata. Am continuat să ne vedem pe ascuns. Ca să mă ajute să mergem la București după marfă, trebuie să mintă. Dacă merge la prieteni, la petrece, la orice alte locuri. Mințea pentru mine, mințea pentru noi. Visăm să facem un atelier de tâmplărie, tovărie, fac paranteza. A renunțat la o fabrică în Turcia, a renunțat la magazine, ca să-i dea totul de Dumnezeu, ca să înceapă a trăi. Dar vreau să continui. Am pornit de la afaceri cu căruciorul și am ajuns, datorită lui Dumnezeu, repet, să am o fabrică, două magazine, toate proprietate personală, mă rog, nu cu chirie. Dar a venit vremea, după 20 de ani, să las totul în urmă și să iau viața de la zero în Baia Mare. Apropiați-vă și nu te-am văzut pe cineva, dar nu mai am la situație. Să mâine. Părinte, nu mai am două, părinte, ce la fel, să te duci în țăță. Dar a fost publicat numai în 2008, când s-a pierdat lezit boba sovietică de pe globul pământesc. Eu sper, departe de țară, gândul în zboară,
lasă-mi calul de iubitate și alin, dar timpul se duce și noaptea coboară de-al meu sentiment și destin. Pustie încălarea pe unde îmi merg pașii și-n suflet mireu și cu schet. Ea manifestează, dorirea e mare, dar n-am cui mă plânge, eu știu, mai știu că dreptate e la fundul mării, dar nu pot să merg pe nedrept. Cu frică, speranță, eu merg spre durere, finalul dreptății l-aștept și cred că scripturile nu sunt minciunoase. Există dreptate în cer, dar viața continuă și după moarte să ajung și acolo, eu sper. Vreau să vă spun ceva, dacă publicam versuri de articol cu putere sovietice, n-ajungeam pe vorbea. Așa că eu vă mulțumesc și una din cărțile de mine eu vă dăruiesc. Am patru cărțile de tate, dar asta se numește, cred în mine. Margareta Stănicinutan și-a spus de deportată în Siberia. Am scris amintirile mele, eu regret foarte mult că nu sunt poetă. Dar vestul îmi plac, foarte clar. Cei ce am auzut eu aici, e formidabil. Pentru sufletul meu, nu știu pentru alții, dar pentru sufletul meu e formidabil ceea ce faceți. Eu vă doresc la mai mult, la mai mare, dar să știți ceva coincide cu ceea ce am trecut și eu. Și doamna Diana și mai mulți cred că prin asta a trecut. Dar de ce am reușit să rezistăm? Să fim astăzi, iată, împreună să ne întâlnim. Numai datorită Domnului. Da. Foarte vreme să se termine. Uneori, cuvintele pot fi exprimate prin tăcere. Da. Da, și tăcere. Și tăcere. Și inimii cântă frumos. Vă mulțumesc tuturor că ați venit la acest eveniment. Sunteți foarte dragi. Îi mulțumesc cu Dumnezeu că m-a întărit și că m-a ajutat să ajung ieri cu bine, după 14 ore de mers cu, nu pot toca, cu mașină. Am stat la bană. Și vreau să vă spun că Dumnezeu și de acolo, și acolo până și acolo există. Mi-a dat voie să trec mașina burtușită de cutii cu cărți. Nu m-am întrebat, aveți ceva de declarat? Da, am zis că am niște cărți pe care le duc la... vreau să le donez. 1000 de cărți. 1000 și ceva de cărți, adică... Da. Și ia ridicați o bagaje. Zic, asta sunt cărțile, da? Bun. Bine, e a doua oară când s-a întâmplat că i-am nevoie și am trecut cu donație de carte. Dar am tot așa multe sute de cărți. Nu. Dar uite că Dumnezeu există și trebuie să credem în El și trebuie să credeți în El, că El chiar există. Asta așa, ca și în cele. Așa ar fi multe, foarte multe de povesti. Dar deja cred că ne-am întins. Da, mulțumesc frumos pentru prezență. Precizez pentru satul Visoca, mâine la ora 13 vor fi înmânate 500 de cărți și în satul Baxani, tot raionul Soroca, 500 de cărți la biserică, de aceea nu la decerne și taletele de sat cu taletul Silviei vor închina rugăciunea comună Domnului. O diplomă de excelență la Academia Națiunii Române.
Asociație Culturală. Pentru, în semn de înaltă prețuire, pentru promovarea valorilor culturale românești în teritoriile fostei Daci. Deci ați ajuns în teritoriile fostei Daci și urmează să mai pășiți în toate teritoriile fostei Daci, dar și în diaspora. Deci vă doresc multă inspirație, multă sănătate, multă lăbdare, multă trăire și creativitate ca să bucurați pe toți din jur, să bucurați cu creația, cu gândurile dumneavoastră expuse pe hârtie. Silvia Urlich, poetă și prozatoare de la Baia Mare Maramureș, membra Uniunii Scriitorilor de Limbă Română, a sosit aici cu voia Domnului să ne încânte sufletele prin harul menționat aici de mai mulți filologi, de mai mulți poeți, iar diploma de excelență a fost un semn de sus. Un semn pe care îl are Silvia Urlich de la Valeriu Mocanu, interpret, compozitor, președintele Academiei Națiunii Române și președinte de onoare fiind Nicolae Bodgros, maestrul. Da, mulțumesc foarte mult. Să știți că am ținut tot din adinsul să nimeresc să ajung la acest eveniment, la acest frumos eveniment, știind despre autoarea în care a fost protagonista acestui eveniment, doamna Silvia Urlich. Am venit să fac cunoștință pe viu cu domnia sa și să iau contact de creația dânsei, care este o creație foarte frumoasă și profundă, care reflectă toate trăirile interne și vibrația fibrelor nervoase din interiorul sufletului uman. Ați invitat-o la dans, îmi permit să vă întrerup, la un tango, Finis Coronat Opus, a fost finalul. Da, a fost un tango, am interpretat un tango pe versurile Renatei Verejanu, care se numește Tangoul Anotimpurilor și mi-a făcut deosebit de plăcere să o invit la dans în timpul refrenului pe protagonista evenimentului, pe doamna Silvia Urlich. Și a dansat de altfel foarte bine, a fost foarte surprinsă și ea, eu am preconizat această surpriză, dar dânsa a fost foarte plăcut surprinsă, sper. Era atât de frumos în costume naționale. Da, să știți că un tango de fapt nu se interpretează în costume naționale, dar nu am luat fracul cu mine și având în vedere că am mai cântat niște cântece de istorice, cântece de unire și am luat pentru asta costumul popular. Deci asta a fost, am utilizat costumul popular și pentru interpretarea tangoului. Eu, indiferent de faptul că eram în costum popular din Lăpuș, de fapt, una dintre patru țări ale Maramureșului, ele se disting prin portul popular aceste, da, regiuni. Vorbesc despre portul dăruit de Silvia Urlich, special pentru acest eveniment, și am dansat cu moderatorul Ștefan Sofronovici, care tot nu era în port popular și nu era nici în ținută de tango, dar am întregit atmosfera, vreau să cred. M-a bucurat foarte mult această situație, fiindcă ne-ați susținut, înseamnă că ați intrat în rol și ne-ați susținut la interpretarea tangoului de către două persoane care, de fapt, am fost noi cu protagonista evenimentului de astăzi. Un alt moment palpitant care pe toată lumea a ținut-o așa în curent electric, îmi place să spun, a fost acea înmânare de pământ românesc. Ce țărână era acolo în paharul cu tricolor pentru Silvia? Da, am venit cu porțiune de pământ reunificat cu 2 ani în urmă în Munții Apuseni, în Țara Moților și Țara Zarandului, în timp ce participam la Marșul Național Avram Iancu și am participat de altfel la 2 ediții și de acolo am adus acest pământ pe care l-am înfrățit cu încă mai mult de 40 de localități din dreapta și stânga Prutului și deci în Maramureș nu am ajuns, din cauza aceasta am ținut tot din adinsul să aduc această porțiune de pământ și să o mânez doamnei Silvia Urlich, care să ducă unirea, să o aducă și în Maramureș. Este vineri, este zi de lucru. Dumneavoastră sunteți așteptat să pregătiți cu soția murături. Cum de vă mai rețineți atât?
Ei bine, un eveniment de suflet care nu permite să te desparți atât de ușor de cei cu care ai stat câteva ore în șir și ai împărtășit acele gânduri nostalgice de reunire, de multe lipsuri materiale chiar care sunt, dar totuși însăși atmosfera ne-a unit pe toți, ca pe niște frați adevărați. Am aflat că ați fost singurul participant basarabean la marșul dedicat lui Avram Iancu, un mare, mare patriot. Da, să știți că la ediția 5-a din 2015, inițiatorul marșului, scriitorul Laurean Stănchescu, mi-a cerut acordul să difuzeze pe parcursul acelor 100 de kilometri de la Vidra de Sus până la Țebea, unde e mormântul martirului, să difuzeze cântecele mele de unire. Eu am considerat că e o onoare pentru mine să răsune cântecele mele de unire, dar după peste un an, deci am fost chiar participant și să știți că până la momentul actual sunt singurul român basarabean care am participat la 3 ediții a Marșului Național Avram Iancu concomitent. Silvia Urlich a început emisiunea noastră de la Suflet pentru Suflet și Serata Poduri de Dor cu ea prin o poezie, un poem de mulțumire lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii frumoși care ne sunt alături, pentru clipele de revelație, pentru reîntregirea eternă a Basarabiei cu România simțită în venele noastre. Exact, deci aș vrea să spun că toate aceste lucruri le întrește și proaspăta Academia Națiunii Române, care a fost constituită la începutul anului curent și înregistrată cu câteva ore înainte de centenarul a Unirii Basarabiei cu Patria Mamă. Din 26 martie a fost înregistrată asociația și dat fiind faptul că două dintre proiectele majore sunt inaugurarea Festivalului Internațional Invită Nicolae Botgros, care este și președintele de onoare a Academiei, și al doilea este inaugurarea concursului internațional Româncuța și Românașul Anului, care va cuprinde toate categoriile de vârstă. Ca o româncuță ce mă pretind, cel puțin în port popular din Maramureș, Lăpuș, vreau să amintesc că Uniunea Scriitorilor de Limba Română a fost înregistrată la 7 aprilie 2016, exact după 7 ani de la acea revoluție a tinerilor. Da, mult succes vă doresc, fiindcă e o societate, o asociație culturală și unică în felul ei, care și-a propus lucruri foarte majore să realizeze și deci noi vom susține, în măsura posibilităților, vom susține această uniune. De 184 de membri, da, și președinte de onoare Mihai Cimpoi, membru de onoare Iulian Filip, Nicolae Dabija, Eugen Simeon, Nicolae Breban, Viorel Dinescu, Mihai Chiriac. Ne bucurăm foarte mult și să știți că sperăm să se mulțească atât membrii simpli, dar și membrii de onoare. Probabil că noi neapărat vom avea și un grup de membri de onoare post-mortem, dar și din ăștia care sunt în viață. Membru de onoare post-mortem este Adrian Păunescu și îl salut pe membrul de onoare din Italia, Mircea Trifu. Da, și noi salutăm și sperăm să avem colaborări comune cu Uniunea Scriitorilor Europeni de Limbă Română. Doamne ajută! Doamne ajută!